Eu cred că sunt obligate să facă lucrul ăsta pentru că trăim totuși într-o țară care are nevoie de dreapta, reflexele de stânga sunt pe undeva normale, cetățenii au fost ținuți în acest context de stânga și lucrurile n-au mers tocmai bine. Stânga a condus de cele mai multe ori România în ultimii 10 de ani. Pe de altă parte, dreapta are o problemă de orgolii, cred eu, și de aceea dorim să și facem această întâlnire. Sigur că nu avem pretenția să nivelăm orgoliile la nivel național, dar măcar să dăm un exemplu de aici, de la Timișoara, ceea ce înseamnă puncte de vedere comune, atitudini comune și un mesaj care poate să fie înțeles de cetățean sincer și corect.